S-aud? Idei! Domn sergent, eu nu știu ce să implement... Ce să implement... Implementăm? Ia-mi bătâmpitule! Eu nu știu ce să implementăm cu ăștia de la NATO, domn sergent. Că ăștia are regulile lor de mii de ani. Nu putem noi să facem nicio inovație nouă, nu? Mă, domnule, bă, dar tâmpit ești, mă. Chioret îl cheamă. Ca-ciau! Nu, mă, cu tine vorbeam. Mare tâmpit ești. Păi de... Păi de ce, șefă, că azi n-am zis nimic. Păi tu nu vezi că ăsta vrea să-ți ia locul? Vrea să fie el prostul unității în locul tău? Vrea să te detroneze, bă, n-ai și tu pic de demnitate în tine. Domn sergent, vă supărați de pomană, să știți. Că întrebarea mea era foarte pertinentă, da? Era impertinentă, Chiorete. Păi adică ce, mă, noi suntem mai proști ca vesticii? Ce, noi nu suntem în stare să implement... Să implement... Puh! Care a scuipat macii că vă crăp? Tâmpitule! Am înțeles să trăiți! Am orgolul să trăiți! Să știți, domn caporal Chiorete, că am să lucru cu noastră ca să nu mă detronați până la ultima picătură de... De prostie gogoașă! Da. Hai, o să vezi! Da. Hai, să audă idee cu care să-i perplexăm pe ăștia de la NATO! Domn sergent, dar chiar așa, ce suntem noi stare să inventăm ceva la acești specialiști au ăia? Bă, ce vorbești, bă? Păi ce aia de la NATO e mai cu caierul furt ca noi, bă? Dar ce? Tu nu-i auzi de câinele ăla lui Pavlov, bă? Ai auzit ăla și-i inventa singur, bă, și rachetă și-a și zbura cu ea în spațiu, dă unul singur. Și noi, dita mai specialiștii, intelectuali, rafinate, armatei române, nu suntem în stare să inventăm noi ceva, mă? Ce vrei să zică, mă, oficialii de la Bruxelles, de acolo ăștia de la NATO? Că suntem, că ne-am luat după străzi în Tomberoane, mă? Că am intrat în NATO cu mâna băgată în vorba aia? Dă făi niște șervețele de ale omenilor. Hai că lasă! Ce, noi nu suntem în stare să... Noi nu suntem în stare să gândim, mă, și noi o idee măreață, revoluționară, care să ne ajute tot pe noi. Are dreptate, șefă, să știți. Da, da, da. Este, lingăule. Este. Hai, idei, să aud până nu vine șeful. Domn sergent, eu propun ca trupele care pleacă în misiuni să poarte unghii false. Unghii false? Exact, șeful, că astfel o să ajungă la obiectiv cu 2-3 ore înainte și o să ia prin surprindere pe inamici. 2-3 ore înainte, ca să ia pe surprindere. Da, să trăiți, că nu mai pierd vremea cu manicura. Gogoașă? Da. Ți se năsprește concurența la prostie. Poate ce, șeful, nu e o idee bună? Plus că dacă ne prinde inamicul și ne torturează, nu desconspirăm nimic. De ce? Fiindcă unghiile false nu dor când sunt smulse. Dă! Domn sergent, aici pare logic. Nu e o tâmpenie. Iepuraș nu mă concurează. Auzi, șeful? Păi atunci am și eu o idee. Bagă, bagă, dar cu grijă, că deja mă usroși. Helănci cu guler metalic. Ce lănci, mă? Helăncile cu guler metalic. Dacă, Doamne ferește, ne răpește vreo organizație din asta de fanatici, ne trezim naibii decapitați pe internet. Băi, idioților, din cauza voastră o să umplu fața de palme. Ce vreți să mă înfinețez tot? Băi, ce v-am zis eu să nu mai... Să trăiți, domn general. Da, domnul general, l-am primit. Tocmai îl citeam acum. Da, 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 să trăiți. Nu, nu e complicat deloc. Nu, cum să fie? Exact. Le explic și cum vin echipamentele, începem exercițiu. Da, să trăiți. Băi, dar ce termeni sunt aici? Te ia somnul de la ei. Iepuraș! Iepuraș! Domn sergent, aș mai avea eu o idee.
Nici o idee, că gata, nu mai ieși în față! Dar e dreptul la opinie, domn sergent. De regulament scrie clar la liniatul 6 că ăsta e dreptul la opinie. Bă, ceva pe regulamentul tău, bă. Nu mai vreau, nu mai pot, bă, nu mai pot. Am eu o idee, șefu. Vă fac și eu eram la rând. Mă, voi sunteți sadici, mă, voi chiar vreți să mă nenorociți, mă, să mă desfigurați. Păi vă salvez eu, șefu. Vedeți, ideea mea era în felul următor. Păi de ce să vă dați noastră palme de fiecare dată când spune câte unul o tâmpenie? Nu mai bine îl puneți pe la care a spus prostia să se pălmuie singur? Bravo, Gogoașă, mă uimești într-adevăr, o idee strălucită. Hă? Felicitări! Uite, Chiorete îți ia locul deja. Ia, asta o să facem. Hai să vedem acum. Care mai are el idei de-astea spulberătoare? Hai, băgați! Șeful! Șeful! Da, stai aici! Tu... Alo? Alo? S-a întrerupt. Șeful, cred că ați adormit. Asta o crezi tu în mintea ta de iepure? Eu studiam? Uite, sunt aici niște termeni de... Te ia somnul. De ce-mi bat eu capul cu interceptările astea? Ia, spionajul este specialitatea ta. Ai 2 ore să-mi faci un scurt rezumat. Domn sergent, dar nu-i corect. De ce m-a spus pe mine să-mi trag 3 palme și ei și-au dat maxim 2? Bă, trașcă, cum să zic eu, depinde și de mărimea prăștiei pe care ai spus-o, bă. E ca camionele care spuneam că trecele pe trafic greu trebuie să-i plătească lui Băsescu. Cât e mai încărcat, e vira mai mult. Mă înțelegi? Asta e. Hai, mai aveți idei? Eu una mică, șeful. Dă maxim o palmă. Mă, Chiorete, tu chiar vrei să-l detronezi pe Gogoașă din topul prăștiei? Mă, bravo, îmi place competiția, bagă. Domn sergent, dacă la ora de lectură am așezat noi 4 tilicari în cele 4 colțuri ale sălii de lectură și am pune să citească știrile de ziar sincron, nu s-ar auzi știrile astea Dolby? Serios, șeful, că dacă e din 4 surse de-astea, e Dolby Surround în ăla. Am văzut eu reclame. Bagă, Chiorete, hai, bagă! Bă, ce șeful? Îți explic după aia. Bă, tâmpitule, dacă nu știi ce e ala Dolby Surround, nu mai deschiși gura, bă! Sau vorbești doar așa ca să-ți aerisești carile. Dar de ce nu știu, șeful? Pentru că ești țărani, Chiorete, și cultura ta preorășenească n-a ajuns încă la capitolul Home Cinema. Bă, ca să faceți Dolby Surround, vă trebuie 5 surse deștepților, 4 boxișoare mai mici și un subcufăr. Un ce, domn sergent? Un subcufăr? Exact, bă, exact. E difuzorul ăla mare, așa, care face el ca vântul. Ca vânturile, ca elicopterele, ca camioanele, când s-aude el cu ecoul ăla, că el e băgat sub un cufăr și are ecoul mai mare. De-aia zice sub cufăr, că e băgat sub cufăr. Am înțeles acum. Exact, trașcă. Păi vezi, mai puneți bă și voi mâna pe un prospect de DVD-ul, mai citiți o ofertă de metrou. Mă rog, o să muriți dracu, plecați în prostie. Pune-mi să trăiți. Păi puneți, mă! Puneți mâna, că la cât de incurs sunteți, o să muriți cu fețele umflate, mă! Da-te, Gogoașă! Niciun semn! Ai văzut, mă, dacă taci, filozof rămâi! Dar ții ce-a fost să trăi? Zi o idee că te calc în picioare! Ce-ai venit, aici să-mi dormi ca balica în raft? Idee, da, am o idee, idee, am o idee! Am o idee, șefu! Nu vi se par prelungi adresările astea dintre noi? Cum ar fi, permiteți să raportez, să trăiți, domn comandant, cu cât e că înainte marci, că jumătate din timpul de instrucție se aduce cu comenzile astea. Așa, și? Și eu zic să le comprimăm, să le condensăm așa, ca un cod morse. Să vă dau un exemplu. STDC.
Să mă... tu pe mine de... Bă, ce mă jur, bă, ce mă jur? Nu, 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 șeful, să te, de ce? Adică să trăiți, domn comandant! Sau... sau... A, uite, șeful de la cu clapete, ca în Star Trek, cum s-a ridicat. Ia, uite, și capitanul Picard de la și Data, uite-l mic, mic, Data trecută la avea pe ăsta, a? E de la Floppy Surround? Auzi, șeful? Dar pe unde naibii se bagă DVD-ul, că eu nu văd crăpătura? Asta e aparatură de ascultare. Mi-a trimis o comandamentul, NATO, ca să încercăm. Dar de ce tocmai noi, șeful? Pentru că numai la noi poți să asculti telefoanele fără să pățești nimic. Mamă, ce DVD marfă v-a stras, șeful! E aparatură de ascultare. Despre asta era manualul care ți l-am dat. Sper că l-ai citit. Normal! Mă rog, ultimile pagini n-am prea apucat de zgomot. Dar oricum nu erau importante, era editura și prețul. Bine, bine, hai, explică-ne cum să folosim și în ce constă misiunea asta, aplicația asta. Aplicația constă în... Constă în... Au! Apendicele! Au! Mă scuzați puțin, mă duc până la toaletă. Băi, apropo, am vorbit cu șefii și ne-au aprobat folosirea limbajului inventat de sergent. Dacă este ok, o să-l adopte și ei. Ce dracu are șef? Aveți un ceas, șeful? Nu am, mă. Nici eu. Acum, hai să le potrivim. Ia uite, șeful, ce târziu e. Nu, că o nebunesc pe asta. O calcă picioare. Mă, să nu fi făcut peritonită de-aia. De ce pe re? Nu găsesc, șeful, nu găsesc! De ce pe re? Re! Nici urmă de epura, șeful! Pe le re! Gogoașă! Palme me! Oh! O ce? O, te l-a ordonați! Păi zi așa, mă, fă ouă ăla mai rotund ca să înțelegi eu ce vorbești. Bă, dar scârbostici, mă. Hai, marci imediat și găsești tu pe iepurașcă, mă, mă, pleacă de aici! Desete! Pe mine, mă! Desete, adică da să trăiți! Păi zi-mă așa clar, ți-ar dicția naibii, că vom făitule, marci în scaun acolo. Ce ai pățit, fată? Mă scuza, șeful, dar am eliminat piatra de la apendice foarte greu. Mai bine că ai scăpat. Hai, povestește-ne și nouă repede aplicația aia nouă. E simplă, șeful. O echipă trebuie să se ducă la un telefon public și să sune pe cineva, iar cealaltă trebuie să intercepteze conversația cu ajutorul aparatelor primit. Domn sergent, păi să mergem la alt telefon, că aici vă fi ocupat. Nu se poate, mai Chiorete, că aici e montat dispozitivul, nu poți să vorbești de la altul, ce trebuie? Azi, cât o vorbi, doamna, care și ea cu prietena și... Nu? Da, dați-mi și pe Chiorete, vă rog frumos, că ușa aia de la mașina de spălat se închide mereu ca proasta și trebuie să mă ajute el să o țină ca să pot să bag gruvele mai ușor. Se poate? Să mor tu! Da. Să închide ușa și nu poate decât aia să cu Chiorete. Auzi, dacă te duci la WC o să vorba aia tot cu Chiorete? Ai? Da. Minte, domn sergent, nu e adevărat, eu mă duc la WC numai cu Gogoașe.
Hai că m-ați nebunit de cap, bași unde v-am trimis. Să trăiți. Vezi, mă, stați aici, nu plecați, că mă duc ca-mi treabă, să iau un ciocan. Să trăiți. Da, și curățar, mă, o faci și te mai fânțui pe unitate ca valiza. Da, și nu vezi că ce te să fâței, auzi, mare vorbă. Vezi, mă, că te rostogolești, că te-ai făcut din sacul de ciment, umflatule. Da, să trăiți. Curăță arma, că te calc în picioare! O curăț. Nu mă s-o găsesc. Bă, n-ați văzut careva caimul meu? Ce-ai făcut, mă, nebunule? Ți-ai pierdut arma? M-am dus cu ea la baie ca să o pun proptea la capacul de la mașina aia de spălat, că se închide ca proasta și nu pot să bag rufele. Ce mă fac? Nu mai găsesc. Gata, mă, cu armele, terminare, hai, dați-le cu coace, că vreau să iau la ciocane, să le doi țevile. Dar să fii sigur că ni le schimbă, mă. Hai, gogoașe, dă pușca. Da, vă dau imediat. Nu mă s-o găsesc. Păi tu crezi că eu stau până îți găsești tot? Cum s-o găsești că te bag în pușcărie, mă? Ai pierdut arma? Nu, domn sergent, nu. Cum, nu, mă? Unde? Nu știu, am rătăcit-o, cred. Ăsta-i idiot? Da, da, să trăiți. Bă, tu vrei să mă bagi în pușcărie, să mă nenorociști de tână? Și frumos și sunt eu. Spune-ți că face mișto de mine. Domn sergent, stați puțin să găsim o soluție. Da. Ar fi și cazul, trașcă, dar repede. Hau, gogoașe, vină gogoașe. Da. Vină gogoașe, ne zic că te nebunești. Vină gogoașe, rostogolește! Da, ajută-mă, mă, Chiorete, că de asta ai venit aici! Stai și-ți faci freza aia! Crezi că inspecția vine să te vadă cât de frumos ești tu? Mai tași, fă-i pognitoră și fă-ți treaba pentru care ești pus aici! E ceva tare aici, la fund. Și-o fi uitat omul în pantaloni. Chiorete? Asta e o armă? Hai, lasă-mă! Cum ți-ai dat tu seama? Mă, lasă glumele, cu așa ceva nu e de glumit. Cine a pus-o aici? De ce a ascuns-o? De ce vrea să o facă pierdută? Ce vrea să facă cu ea? Cred că vrea să-l omoare pe Kennedy cu ea. Mă, râs, dar dacă omoară pe cineva cu arma asta, am pus-o cu toții. O să murim la bulău, că e înregistrată pe unitatea noastră. Au! Deja mi-e frică. Să dorm singurică. Eu zic să faci o anchetă, dragă, că cine știe, na? Poate descoperi tu. Nu voi ați nebuni, mă? Ia bagă-l înăuntru pe Dobitoc. Am înțeles. Mă, Dobitocule, treci înăuntru. Dobitocul, șef. Mă zic, Gogoașe, cum ai pierdut arma, incapabilule? Am folosit-o ca proptea la mașina de spălat ce făcă. Să tot închide capacul ăla ca prostul și nu mai e. S-a evaporat. S-a dezintegrat. Zi-mă cu ei, ai vândut arma că te calc în picioare! Ai vândut arma, Gogoașă! Ce bou sunt! Dita mai sergentul și nu m-am gândit la treaba asta. S-a gândit bou ăsta. N-am vândut-o, vă jur! Idiotule! Pușcăria ne mănâncă, mă! Mă, ce o să prezinți la inspecția NATO, mă? Domn comandant, dacă îmi permiteți o sugestie, ce-ar fi să dăm noi un anunț la mica publicitate? Cumpărăm arma și o reținem lui Gogoașa din soldă, dacă e pentru ce să-i faci. Plecați, mă, naibii, cu prostiile voastre de aici! Păi... Am găsit unul pentru iepuraș. Căutăm dansatoare pentru Thailanda. Măsuri 90, 60, 90. Cine dracu ia, bă, pe aia în Thailanda, că are 30 cu 30? Auziți? Păi poate-și mai găsește una ca ea și pleacă împreună la pachet. Ca frații Petreuși. Gata, șeful, am găsit. Uitați. Yes. Unitate militară NATO, cumpăr armă. Rog seriozitate, exclus Al-Qaeda. Marfă, Gogoașe, l-o fi citit cineva, mă?
Da! Ia uite, bă, Tilicar, la noi, bă, nebunesc, băi! Pentru corporare, două uși mai jos, bă, Tilicare! Am venit pentru anunțul din ziar. A, păi de ce nu zice așa, moșule? Nu voi să mă prezint, sergent Mărlanu Ferdinand! Semaca, dealer cu armamentul pe Europa de Est. Trăiți, domn Semaca, nu o rupeți, că mai trebuie să salut cu ea! Ce-a ce-a dus? Arpa? Da, să vedem ce-a ce-a... Uite arme aici. Cu pistoalele astea două, Cristofor Columb a cucerit insula șerpilor. Mamă, îți dai seama, pupă, să-i încărcate de istorie, mă! Da? Sau de gloanță? Buzduganul ăsta a avut trei peceți, dar le-a furat securitatea. A făcut și un film după el. Ne recuperăm de lembașa. Și sabia asta e cea mai specială. A fost al lui Ștefan cel Mare și e din aur toată mușurile. Să nebune! Nu te bă, dar ce pe asta din aur cum sunt eu, plutonier? E moșule de aur, dar a suflat-o cu inox, ca să nu ruginească. A? Cum crezi că a rezistat atâtea sute de ani? Păi și... cât e? Chilipiri, 500 de euro. Oh. 500 de euro pe asta? Auzi, bă, dar n-ai ceva mai modern, bă, că nu ne trebuie un AKM, ceva, o de-asta. Trebuie șeful, să vorbesc cu dealerii. Numai puțin, că am eu... Șeful, mai bine luăm noi sabia asta, că dacă ne văd aia luptând cu săbii, sigur se impresionează. Corect, bravo, bă, cât ziceai că e? 500 de euro. Marfă, bă, dacă a fost și al lui Ștefan cel Mare, zici că al lui a fost. Al lui a fost. Domn sergent, hai să o luăm că chiar e chilipir curat. Și după ce schimbăm armele, rămânem și cu aur. Ai dreptate, bă. O luăm, domne, o luăm și o plătim din soldalul ăsta. Da. Așa-ți trebuie, plătit din soldat, dacă așa zici șeful. Corect. Ai văzut corect. Cum ne dai, mă, pe mâna speculanților? Mă iertați că n-am vrut să În legătură cu AKM-ul, mai vi-l aduc? Păi eu zic că nu mai e nevoie, dacă avem sabia lui Ștefan... E nevoie, lăsați pe idiot, bă, vreți să ne omoare șeful de cauza ta? Mâine se poate? Mâine, după amiază, după ce vorbesc cu dealerii în prealabil, vedem ce se poate face. Stați puțin, cum adică după amiază? Păi eu dimineața la inspecție ce armă prezint? Fată, n-ai văzut cumva pe aici arma mea? Gogoașă. Asta e mașină de spălat, nu rastel, da? Da, dar mă gândesc să nu fi căzut înăuntru. A căzut pe naiba! Chiar, ce faci, mă, mâine la inspecție? Ce fac, mă? Arăt o sabie, mă, că mi-a luat-o șeful de la anunțuri. Sabie? Da, mă, și-a mai dat și o căruță de bani pe aia, mă. 500 de dolari, îți vine să crezi. 500 de dolari? Uite, bă, boierule, uite, bă, linie, uite, culori, uite, șurubur, bă, nenică. Ia uite cum se încarcă, bă, două măsă de aici. 200, n-ai zis tu ieri 200? Păi, ce să-ți fac eu, moșule, dacă nu te-ai grăbit? Asta a fost ieri. Astăzi a mai scăzut un pic prețul. Da, bă, nenică, dar parcă 6 pare, totuși mi se pare mult, mult prea puțin. Mi se pare 7, nu știu de ce. A, atunci, dacă nu-ți convine... Stai, bă, nenic, băi, mă, stai, mă, aici, că am glumit, mă, stai. Frumoasă armă. De unde e? A fost al lui Ștefan cel Mare și... Permiteți să raportez. O luăm cu noi în fiecare misiune ca să ne dea curaj. Este un simbol de viteșie. Extraordinar, cât patriotism. Am să raportez la Bruxelles. Nu exclus să preluăm și noi această tradiție. Puteți face o demonstrație, nu-i așa? Cu sabia? Băi, cu sabia, evident, și cu celelalte arme tradiționale strămoșilor dumneavoastră. Praștia, arbaleta... Bolovanii, apa fiartă... Da, unde apa fiartă? Că am paralizat dimineața la duș. Apa fiartă! Smoala fierbinte! Exact, exact. Bănuiesc că le aveți pe toate, domn comandant, nu? Nu. Da, da, le avem, cum să nu, bineînțeles. Dar le ținem la muzeu. Dacă ordonați dumneavoastră, le aducem. Perfect. Când vin, sunați-mă ca să facem prezentarea la Bruxelles. Vă felicit. Europa va fi fascinată și nu e exclus ca să fiți chiar avansați pentru această frumoasă idee.
Servim patria! Yes! Sunați repede pe Semacala și luați tot de la el! Orică dar cu asta! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Ce dracu, bă, iepuraș, că nu văd nimic. Tu vezi ceva cu asta? Bă, tâmpitule, astea se poartă așa, e? A, păi ce fai, eu nu știam, hai că vă și nervez. Am vrut să te verific. Ia uite, ia. Scovinaș. Ai adus banii. Ați adus marfa? Da, Marco Bonu. Chiorule, ia tu banii. Acum, șeful, atacați! Nu mișcă nimeni! Mâine sus! Nu mișcați teroriștilor! Fiolete? Drașcă! Iepuraș? Măi, Serge! Da, drag, vrei să rămâi pătânt! Ce căutați voi aici? Arma lui Gogoașe, să trăiți! Am găsit-o în mașina de spălat! Vă vine să credeți! Noi doi să trăiți, am găsit! Vedeți, șeful, ce noroc aveți cu noi, că nu trebuie să mai dați o grămadă de bani la niște teroriști nenorociți? Nu? Mați la carcere, că vă calcă picioare! Banu! Vreți să scăpați de bulău? Da, 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 să trăiți! Da. Auzi, ia vorbește tu cu Semaca alalt tău să aducă toate armele pe care le are. Că... nu știu. Centaj homosexuali, 0%, 0, băi! În concluzie, discriminare! Băi, din cauza voastră noi intrăm în Europa! Păi și ce vreți, șeful, să ajungem fundași din cauza monitorizării? Nu știu, mai, nu mă interesează. Dar dacă până săptămâna viitoare nu-mi scoateți numai calificative beton, vă omor, mă! S-a înțeles? Da, să sergent, te aștept la mine în birou cu soluții, da? Care știi, bă, cu ce soluții îți dă șeful? Trăiți, șefo! Salut! Ce-i, sergent? Ați găsit soluțiile? Domn comandant, noi ne-am gândit să o luăm gradat și să discutăm noastră problemele astea în mod democratic. La subiect, la subiect! Am făcut un sondaj pe calculator între noi soldații din unitate. Așa, și? Și stai să vă arăt rezultatele, că le-am notat în imagine. Așa. Prima problemă, știți, cu procentajul de femei. La întrebare, ai fi de acord să schimbi sexul? Unul singur a spus da și, după păcate, e iepuraș. Deci, nu mulțim femeile, bat în contră. Continuă. Problema 3, cu femeile virgine. Am vrut să o rezolvăm pe rog, dar n-a vrut iepuraș. Că e aici că numai vorba aia până nu s-a mărită, că până nu mai ia nimeni. Deci trebuie să rezolvăm problema 2, mai înainte. Femei necăsătorite și abia după aia... Voi mă băgați pe mine în pământ, mă. Lăsați, șeful, că... poate vă prinde bine dacă, Doamne ferește, vă trăznește. Că am auzit că e cea mai bună metodă de prim ajutor. Treci peste asta, te rog. Așa. La punctul 4, procentajul de soldați virgini. Aici stăm bine, dar nu ne crede lumea. Și problema e că nici n-avem cum să ne demonstrăm, că n-avem obiectul muncii. Păi vorbiți, mă, cu iepuraș. Păi auzi, șeful, că aia vrea ca... să se mărite, că nu știu ce. Și nici nu ne las să-i punem perna pe față. De ce să-i puneți, mă? Păi dacă îi vedem fața, șeful, o să ajunge să fim monitorizați la capitolul soldații impotenți. Păi și ce facem, mă, atunci? Că am rămas cu un singur capitol, ăla cu homosexuali. Aici cred că am rezolvat-o. În acest sens am făcut cu băieții un sondaj pe calculator, ca un soi de referendum, așa. Și? Și am hotărât că pe băieți nu-i deranjează un homo în unitate. Da, cu condiția ca să fiți dumneavoastră. Ieși afară, nesimțitule!
condiția ca să fiți noastră de acord. Eu nu înțeleg voi ce l-a supărat așa tare. Doar e sondaj de opinie. Vezi, mă, Gogoașe, așa se reprimă democrația, mă. Și după aia vine și îmi zice că lasă, că o să vedeți, vă, să vă trimit un doctor psiholog ca să vă scoată pornirile alea homo din cap. Auzi vorba la el. Aulă, șef, și cum ne scoate pornirile astea din cap? Doare? Păi hipnoză, bă, idiotule! Aoleo, păi aia e periculoasă, șeful. Dacă află de afacerea cu internetul, ajungem la pușcărie. Asta, mă, că suntem noi proști, dar nici așa de proști încât să spunem tot. Păi da, domn Serge, dar nu știți că hipnoza e chestia care te amețește de cap, de spui și ce-ai sub de la măta. Să apară din clipa în clipa. Oricum, cred că îl cunoașteți. A făcut armata aici, mi se pare. Ăla e! Ăla care m-a hărțuit! Ah, eu am cam auzit că tu l-ai cam hărțuit pe el. Păi, doctore, nu eu am probleme. Dar de unde știți? Lăsați să vă controlez și pe urmă... Doctore, am impresia că soldații se simt atrași de mine. Au înnebunit! Complexul lui Oedip, normal, normal, armata... Dar lăsați că o să vedem noi imediat. Numai puțin, concentrați-vă, concentrați-vă, ușor, ușor, asupra ceasului, priviți cum trec secundele și 10, 9, 8, 7, și... 15, 16, 17, 18. Extraordinar, bă, frate, ce poate să facă un ceas din Dita mai coronelul? De ce asta e șmecheria? Așa... Ridică mâna dreaptă. Așa. Lasă-o jos. Și acum că ești în transă, ia să stăm de vorbă, mai durule. Îți mai amintești ce mi-ați făcut voi în concentrare, a? Când eram un bieterist. Ia, drepți! Culcat! M-am răzgândit. Drepți! Și acum să-mi spui tu ce ai pe suflet, că eu știu ce înseamnă durerea. Voi m-ați învățat. Ia spune! Cum? Deci soldații se simt atrași de tine. Păi lasă că facem în așa fel și tu să te simți atras de ei. A? Gata! Deci să vă povestesc cum e. Fii atent, Gogoaș, că te nebunesc. E ăsta psihologul, îți marcă un ceas în fața ochilor, mă înțelegi? E legat de un lanț așa și îl bălăgăne între ochii tăi acolo. Ochii se bălăgăne și ei după ceas începe să bălăgăne gândurile, să bălăgăne mintea, să bălăgăne creierul, să face ca o furtună în cap, nu mai știi nimic, nici cum te cheamă. Și atunci ăla face ce vrea din tine, mă. Auziți, domnul sergent, cum să facem noi ca să nu facă ce vrea din noi? Da. Păi vă spuneam, fiți atenți la mine, că am citit eu într-un pliant de la mașina de spălat. Că te uiți cu un ochi la castraveți și cu unul la sandale. Adică în crucișele, știi? Și nu mai vezi în față unde zbalângânea la ceasul. Și atunci nu mai face vraja, nu mai se rupe. Genial, șef. Genial. Da. Așa, și? Și după aia spune tot felul de întrebări stupide. Domnul comandant, poți să intri eu primul la hipnoză? Iubițel, mai ai răbdare că vine și rândul tău. Nu te mai stresa că faci riduri, dragă. Pot să intru eu, domnul comandant? Nu, dragă. Năsuc mic și obraznic. E rândul tău, păpușe. Exact. Le iau cu $2000 și le vând a doua zi cu 3000.
când de fapt ele costă peste 6.000. Aha. Și în plus de asta mai îmi dau și o virgină bonus. Dar voi faceți toți chestia asta? Numai eu, sergentul și gogoașă, pentru că oferta este limitată. Aha. Ia mai zi o dată adresa la site-ul ăsta. www.televizoaredepomana.com. .com sau .ro? Merge și .com și .ro, că le avem pe amândouă. Că asta, le au pe amândouă. Acu, atenție! Pregătește-te! Uită, șterge din memorie adresa site-ului. Așa? Păi ele costă peste 6.000. Da? Și în plus îmi mai dau și o virgină bonus. Dar mai puțin să verific adresa. www.televizoaredepomană.com sau .ro. Exact. Da. Ia, cum să te fac să uiți adresa site-ului? Să ștergi din memorie adresa acestui site. Soldat, să-mi spui unde e un internet cafe pe aici, pe aproape. Internet? Ieșiți din unitate și prima stat de la dreapta. Da, mulțumesc. Da, cum mă simt? Cum sunt? Binișor. Bine, beton. Bine. Beton, soldat. Binișor, beton. Bine, beton. Da, da. Mulțumesc, să trăiți. Să trăiți. Ce m-a căpiat privitul ăsta, căș... ce bou sunt, am uitat să-l întreb ce e aia nimfomană. www.televizoaredepomana.ro. Număr de card 222464, da, $2000. Și acum enter. Yes! Bonusul. Așa, încuța iepuraș, coadă de iepure nato.ro, da, gata. Păi să-i scriu, să-i dau întâlnire. Da? Și dacă nu mai scap de ea? Dacă pe urmă să ceartă cu nevastă mea, pe urmă vrea să iau de soție, pe urmă... Da, dacă virginele astea știu eu cum sunt, nu. Nu, mai bine sunt băiat deștept, să-i scriu ceva. Dragă rabbit, scuză-mă că nu știu cum se spune la voi pe românește la iepure, fiindcă am fost plecat mult timp în America, așa că... Nu pot să cred! Mi-a scris! E din state! E groceam băiatul! Mi-a zis rabbit și atât de romantic! Mi-a dat întâlnire pe centură! Și-am zis, dragă, că o să vină prințul! Am întâlnire! O să mă duc, domn sergent! Îmi dați voie? Normal! Vin, iubite! Unde ești, bonusul meu? Să mă arunc pe tine! Aici sunt, American gigolo-ul meu! Ia-mă! Aprinde o lumină, te rog! Imediat! Ce? Tu? Tu? Nu vreau! Ce e, mă? Vino înapoi, stingi lumina! Haide, vino în pas! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Apropiați-vă, dragă, ce stați acolo în fundul sălii. Gogoașe, mișcă-ți poponețul acela obraznic la retroproiector, te rog. Da!
Șeful, păi m-a trimis nebunul ăla de psiholog să mă duc să văd dacă a venit pachetul ăla pe care a dat el 2000 de dolari. Permite să mă duc până la poștă? La poștă ai spus? Da. Vreau și eu! Vreau și eu! Păi, șeful, și cu raportul, monitorizarea cu rămâne, nu ne-ai povesti și nouă? Corect, dragă. Oh. Ia să vedem. Soldați, femei nemăritate și virgine, același punctaj. Păi ce să fac, șeful, dacă boul ăla a fugit? Soldatii, apoi nu mă întrerupe! Că mă enervez și fac riduri, dragă. Procentaj soldați virgini, la fel. Ei, lăsa-mi șeful, că uite, pune mână de la mână săptămâna viitoare și-l scoatem pe gogoașă în oraș și-l duce și pe rezervată ce înseamnă vorba aia, grădina zoologică. Opa! Văd că stăm mai bine la homosexuali. Am primit marfă proaspătă? Ziceți, mă, care sunteți homo? Că devin nervoasă! Like a bird in a cage. Like a bird in a cage. Like a bird, like a bird, like a bird in a cage.